Pureanu avansează, se apropie de careul de 16 metri, e Pureanu, e Pureanu, șut, comentez din anul 2009, deci a fost o decizie surprinzătoare, în primul rând, pentru administrație și una care m-a surprins pe mine în același timp. Am comentat primul meci de fotbal cu regretatul domnul Gheorghiță, Alexandru Gheorghiță. A fost un meci din Liga Campionilor, unul de calificare pentru echipa FC Timișoara. Deci l-ați comentat din studio, nu? L-am comentat exact, din studio. Sincer, nu prea aveam nici informații la mine. Era pentru prima oară. Normal că erau anumite emoții, dar erau emoții pozitive. La... exact, la ecran. Eu nu știu dacă trebuie să studiez sau să lecturez vreun cadru teoretic. Deci nu există așa ceva, sau școală de comentatori. Este o chestie care se formează între timp. Deci fiecare este responsabil de munca pe care o are. În mod normal, trebuie să colectezi informații, trebuie să fii interesant pur și simplu publicul, trebuie să placi cuiva. În caz contrar, nu ești comentator. Poți devii analist sportiv sau simplu reporter. Eu întotdeauna am fost pentru a comenta în doi. Motivul este simplu. În primul rând, comentariul este mult mai dinamic. Are mult mai multă priză, este mult mai carismatic. Este vorba de un duel până la urmă. Unul dintre doi comentatori care au două opinii diferite. Deci pot fi anumite controversii. În plus, dispare elementul de subiectivitate, elementar. Sprinde măcar răsunit-o pe pușcă. În ultima perioadă a început să merite anumite partidele care intră tot în prelungiri. Pentru că am prins mai toate partidele la campionatul european care au avut parte de prelungiri. Este foarte obositor. Este plăcut în același timp, în condițiile în care nu știu, poate că echipa, una din echipele preferate evoluează sau au posibilitatea de a merge mai departe. Deci în această fază, gol în Dacia! Osman Sow reușește să deschidă scorul pe stadionul Zimru din capitală, minutul 42 al partidei. Primul rând informația, în al doilea rând mica experiență pe care o ai, pentru că astăzi nu este destul să ai doar experiență, trebuie să ai și dispoziții până la urmă. Independență de partid, deci trebuie să recunosc că atunci când e vorba de divizia națională, mi-a mai puțin timp, pentru că am posibilitatea să discut cu jucători, am posibilitatea să discut chiar cu același antrenor sau cu antrenorii, minim 2 ore și o zi chiar 2, deși nu, pentru că trebuie să colectez informația respectivă. Comentatorul meu preferat în copilărie era Cristian Sopescu. Eu cred că este un idol al meu, din mai multe puncte de vedere. Păcat că el a ales calea politicului și anume să devină membru a Partidului Național Liberal. Mă rog, a renunțat deci la comentarii pentru un partid politic. Corner înalt executat deasupra punctului care marchează 11 metri. Minge câștigată de Ilie Dumitrescu, posibilitate de contraatac. Deimeș în fața lui Ilie Dumitrescu, un singur apărător argentinian a apărut și al doilea. Ilie Dumitrescu întârzie, pasează pe partea dreaptă lui Hagi. Gol! România! Eu când eram mic, l-ascultam pe Leonie Distrat. Toată la lume l-asculta. Era plăcut, deci chiar era plăcut. Eu nu cred că aș avea careva pretenții. Acalaia schimbă flancul, pasă spre Epureanu, Epureanu, Ciurci, gol! Dar nu mi-e frică de critici, pentru că eu cred, în primul rând, un comentator nu trebuie să aibă frică de cei care îl critică, pentru că el trebuie în permanență să se perfecționeze, doar că aceste critici trebuie să fie constructive. Atunci când o ședință este transformată într-o conferință de presă, asta demonstrează nu doar lipsă de respect, dar asta demonstrează, spre exemplu, că nu ai nici 7 ani de acasă și ești dezechilibrat din punct de vedere psihic. Sunt comentarii care vin la adresa mea prin intermediul unor rețele de socializare. Sunt pozitive, sunt mai puțin pozitive, negative respectiv. Eu țin cont de ele, dar... Mi se întâmplă de asta după, atunci când comentez, spre exemplu, rezumatele.
pentru că sunt foarte dificile. Și am apucat la un moment dat să comentez o altă partidă decât era transmis în ecran. Mi-am dat seama abia peste 5 minute. Asta este realitatea. Deci eu trebuie să recunosc că eram foarte obosit. Era programat inițial, eu nu mi-aduc aminte, era programat inițial de a avea un rezumat cu Bayer Leverkusen. Și am văzut că echipele intră pe teren și am început deja să comentez din reflex la un moment dat, din acele informații pe care le acumulase, le pregătisem dinainte. Și când am dat să spun componența, m-am uitat bine și mi-am dat seama că de fapt stai că e altă echipă. Se întâmplă. Oi, Doamne. Bă, dar ăștia de la Arcul nu și-au mai scos banner, așa? Eu câștigat procesul și ăla. Da, nu știu, prima dată aud. Eu am fost în instanță. Nord Coreea. E ceva inadmisibil să comentez meciului, pentru că cam toate terminațiile, Kim, Yan, Sun, absolut orice. E foarte greu, în primul rând, să-ți găsești ritmul elementar, pentru că sunt nume de familie care au 3 litere. Majoritatea de 3, 4 litere, 5 maxim. Și atunci e greu să-ți adaptezi, în primul rând, limbajul, ritmul și să exprimi ce vezi în teren. Ce execuția lui Osman Sow, reușind să percuteze poarta de la circa 20 de metri, a pătruns Osman Sow. Era momentul când antrenorul echipei adverse, Marian Pustic, pregătea o schimbare. Cu oricine. Alexandru Gheorghiță, regretatul. Și cu Victor Reniță am comentat, a fost partidă. Eu mă simt bine atunci când noi ne completăm unul pe celălalt. Cu Ion Buga recent am început să lucrăm. Cu toți deocamdată. Eu mă simt bine atunci când perechea funcționează, perechea de comentatori. Deci când unul se ascultă pe celălalt. Ce nu trebuie să fac, în primul rând, să tacă atunci când nu are ce spune. Asta e unicul lucru care trebuie să fac. Deci dacă nu are ce spune, mai bine să tacă. Deci să nu vorbească atunci când nu-i caz. La meciul care echipa ai strigat cel mai tare gol? La meciul echipei Zimbru. Cu? Nu mi-aduc Bangor aminte. Probabil cu Bangor City. Nu, nu mi-aduc aminte. Deci a fost Zimbru. În cupele europene era. Cu Cogjet Pes. Cogjet Pes, probabil. Dar nu știu dacă chiar am auzit la ecran. Exact, la ecran. Bun, mersi. Păi nu știu ce ești. Pureanu avansează, se apropie de careul de 16 metri, e Pureanu, șut și gol!